Bună tuturor! Eu sunt Nabi și astăzi transmitem în direct, mă rog, filmat de la Demisec Records, noul meu studio. Acest videoclip pe care îl punem astăzi este turul studioului și a fost cel mai cerut de către voi pe Instagram. Bine, după cel cu slăbitul, dar a fost cel mai cerut, așa că am zis să-l facem. Am deschis studioul împreună cu iubitul meu, Andrei Grigore, și colegul nostru, chitaristul Petre Iftimie, undeva la jumătatea lui noiembrie 2018. O să vă invit astăzi în universul meu și în locul meu favorit din tot universul. Să mergem! Așa. Aici este locul meu de meditație vocală și nu doar al meu, ci și al clienților noștri. Este camera unde se înregistrează vocile, chitarele, viorile, orice alte instrumente cu coarde. Putem să înregistrăm și fluiere și, mă rog, absolut orice vă gândiți voi, în afară de tob. Nu este o sală foarte potrivită, să zicem, pentru tob. Este antifonată de așa natură încât să aibă și personalitate, dar să fie și super, super ok ca frecvențe. Așa, avem un microfon Audio Technica AT4040, care este acum microfonul nostru principal de tracking vocal și pentru instrumente. O să vină în curând și alte microfoane foarte frumoase, tot de la Audio Technica. Pentru că sunt standardul în industrie și Lady Gaga le iubește, eu le iubesc, toată lumea le iubește, avem o pereche de ATH M50X, care sunt bineînțeles roșii, să dea bine cu a noastră catifea roșie. Se aud superb, izolează suficient de bine cât să-ți dai volumul în cască la un nivel considerabil și să fie totuși ok, să nu ai bleed into the microphone. Ok, aici avem părțile care nu le plac atât de mult băieților noștri, pentru că îmi spun că fac clutter tot timpul, dar mie mi se pare așa pentru inspirație. Șervețele cu unicorn, cine nu ar vrea șervețele cu unicorn în timp ce înregistrează? Aici avem microfonul meu de voce de concert, AE5400 de la Audio Technica, pe care îl folosim cel mai adesea și ca al doilea microfon pentru chitare acustice. Aici mai avem tot de la Audio Technica ATM650, care este un microfon ideal pentru preluarea cabinetelor sau amplificatoarelor de chitară. Noi îl folosim foarte mult pentru PV-ul 6505 al lui Andrei. Ok, îl folosim totodată și pentru percuții, poate să meargă lejer și inclusiv în live-uri la amplificatoare de bas. Trebuie să experimentăm și cu chestia asta. Da, deci practic lucrăm momentan cu aceste trei microfoane de bază și urmează să ne mai îmbunătățim colecția. Ce să vă mai arăt? Da, aici trebuie prin plan cu pedalele. Și după ce înregistrăm, ne mai și relaxăm cu o canapea super pufoasă și o pisicuță drăgăstoasă. Pe Donatella o cunoașteți deja. Fă culăbuța, mami. Nu am ajuns să te dresez încă la nivelul ăsta. Cea mai iubită pisicuță de studio, care nu roade cabluri, nu mănâncă mufe, nu face absolut nimic rău. Ok, să trecem mai departe. Următorul pas vă invit în control room, aici unde se întâmplă toate lucrurile mișto și de unde ne uităm pe geam la clienți și le spunem ce să facă frumos și cum să sune cât mai bine. După cum vedeți, avem lumină naturală pentru că este gen, ora 12:54 când filmăm acest vlog. Dar de obicei eu nu lucrez pe lumină naturală, ci fac următorul lucru. Pentru că sunt o mare feng shuiistă cu lumânările, nu pot trăiesc fără asta. Și pentru că viața mea sunt de cearle parfumate, hai să aprindem una așa să fie. Să fie atmosferă, să fie foarte dreamy. Eu asta am vrut să fac cu acest studio. Am vrut să creez un spațiu în care orice artist, fie că e la început de drum sau că e super cunoscut sau că e instrumentist sau că e vocalist, compozitor, nu contează ce ești, important este cum te simți și am vrut să fac un spațiu super creative friendly în care lumea să vină, se simtă ca acasă, să-și scoată caietul de cântece pe masă și pur și simplu să creeze, să fie totul exact așa cum îmi place mie, să fie frumos, să fie boem, să fie dream. Ok, avem lumânări, așa că pot să vă arăt și caietul meu de cântece. Bine, nu o să vă arăt ce este aici, pentru că aici sunt piesele pentru noul meu album. Chiar aseară am compus cea de-a doua piesă pentru albumul numărul 2. Și sunt foarte, foarte fericită, sunt foarte zen pe tema asta, abia aștept să o înregistrez. Ce să vă zic, am lucrat până acum o piesă complet în acest studio, se numește Love Like a River și este cântată de Corina Arvinte. Totodată băieții mei, Andrei și Petre, au făcut mixul și masterul pentru Contraband X, pentru piesa Blind. A făcut Petre mixul și a făcut Andrei masterul, băieții ăștia fac echipă super bună. Lucrăm acum la un proiect super secret, n-am voie să vă zic, pentru o tipă absolut minunată și frumoasă și deșteaptă și cu voce mișto. Dar nu mă pune să dau spoilere că nu o să fac acest lucru. Lucrăm și la piesele mele și sunt și alte câteva proiecte frumoase pe rol de care nu îmi dau voie să zic.
Ceea ce facem noi aici la Demisec Records este să oferim servicii complete, audio, video și foto pentru artiști. Practic, poți să vii la noi cu o piesă gata compusă, linie melodică și text, să faci doar instrumentalul, să înregistrezi voci sau instrumente, putem să-ți compunem piesa de la zero, cu tot cu muzică, text, producție, mix, master, absolut tot, putem să-ți mixăm sau masterizăm piesa pe track-uri pe care o ai deja, putem să facem aproximativ orice, putem să facem videouri de prezentare live pentru soliști și trupe. Totodată, colegul și iubitul meu, Andrei, care este și fotograf și videograf slash regizor, poate să facă gen pachete complete de prezentare pentru un artist, chiar dacă pornești de la zero și nu ai portofoliu sau nu ai shooting sau așa, vii la noi, îți facem tot. Servicii all inclusive, ca la hotelul de 5 stele. Și facem și cafea bună. Și avem și vin roșu de Misec. Bun. Da. Toată lumea spune că sunt foarte entuziasmată când vorbesc de studio ăsta și normal, pentru că am crescut în studiouri și am compus și am cântat toată viața, mă rog, de la 14 ani încoace, peste jumătate din viața mea. Și totdeauna a fost chestia asta, mi-am dorit să am un loc al meu, care să fie după chipul și asemănarea inimii mele. Și uite că s-a întâmplat. Și casa asta în care avem studio are așa o istorie. A fost întâi școală de canto, după care a fost aici studioul Mosquito Production al lui Gabriel Băruța, unde s-au lucrat foarte multe piese frumoase. Gabi și cu mine fiind prieteni de foarte mulți ani, în momentul în care s-a decis să mută într-un alt spațiu mai mare la Oradea, a zis că nu vrei totuși să iei tu spațiul ăsta și eram sigur, imediat. Și am sărit pe această oportunitate pentru că îmi doream foarte, foarte mult să construiesc un loc așa. Asta e că am lucrat în foarte multe studiouri, am lucrat pentru Marius Moga, am lucrat cu Domnul Problemă, am lucrat cu Marian Nica, am lucrat, bineînțeles, cu Vali Rotary, cu Eduard Maia, am lucrat în foarte, foarte multe studiouri. Vedeți un lucru comun la toate numele pe care le-am enumerat până acum? Sunt doar nume de bărbați. Mm-hmm. Sunt foarte puține studiouri deținute de femei și mai ales în România sunt, eu știu, de Balada Records, care este al Adei, știu că Paula Selling are un studio. Și nu știu, mai sunt și alte femei mișto care au studio? Subscrieți în comentarii dacă le știți, aș vrea să le cunosc și eu, aș vrea să știu de studiourile lor, pentru că noi femeile trebuie să ne susținem reciproc. De-aia m-am înconjurat doar de oameni care știu să mă respecte și ca femeie, și ca songwriter, și de oameni care mă ascultă și pe care pot să-i ascult și știu că au cele mai bune interese pentru mine în minte. Și asta facem și pentru clienții noștri și prietenii noștri și oamenii care vin aici. Încercăm să le oferim totul din suflet, la cea mai înaltă calitate și așa, cu, nu știu, cu tot vibe-ul și cu toată pasiunea. Asta facem, asta suntem, asta fac și asta sunt. Vă aștept la Demisec Records.